Așa, salutare București FM 98.3 în comunitate, bineînțeles. Răzvanul Suleanu astăzi, dragi prieteni și stimați ascultători, le prezintă pe uh, două doamne care eu, o premieră la București, nu se cunosc, este prima oară când se întâlnesc aici în, uh, în studio. Uh, tocmai de aceea mă bucur că prin intermediul meu, iată, două scriitoare, reușesc în sfârșit să, să stea față în față. Și firește față în față cu voi, uh, uh, dragi prieteni. Îi spun să mie, și bine a venit în propria emisiune Ioana Bruște să rămână Ioana, cum e să fie invitată în comunitate. Bună, Răzvan, este foarte straniu să stau pe acest scaun, <laughs> am senzația că am greșit. Da, și uh, Adelina Tocitu, să rămână bine ai venit în emisiune. Bine v-am găsit, mă bucur să fiu și eu astăzi aici. Uh, au scris cărți, ceea ce este un lucru extraordinar, cred că e unul dintre puține lucruri bune care în mod constant s-a întâmplat pe planeta Pământ. Unul dintre lucrurile rele este război, mereu război pe, pe undeva Cred că într-un fel e, cont, e o contrapartidă o, Sunt unii oameni care pictează, scriu poezii, scriu cărți și așa mai departe Pentru că trebuie să existe un echilibru Și pă, se ocupă pentru acest lucru Iona Brușten și de asemenea Adelina Tocitu Pentru că sâmbătă la Gaudeamus, uh, distințele invitate din emisiune uh, vor uh, prezenta cărțile am avut o problemă înainte să vi mă gândeam cu, pe cine să întrebăm întâi, pe Ioana sau pe Adelina. Și am găsit criteriul ăsta tehnic care mă salvează, o vom lua în ordinea cronologică a lansărilor. Să începem cu Ioana. La ora 18, la Gaudamus. La ora 18, sâmbătă. fix la Gaudamus, sâmbătă. Da, sâmbătă. Corect. Întorcând cartea, să începe cu coperta 4. Cine zice, scrie undeva în Constituție că dacă preziți o carte să încep cu prima copertă, nu, eu o să încep cu uh, coperta 4, uh, a cărții simpli the Best, Stories of Romanian from Scotland, uh, ca să poți să spui cum vă... Uh... Asta este cartea Răzvan, da, și una din coperți, pentru că la Gaudeamus o să lansăm variantele electronice și vorbim, bilingve. Vorbim pentru că uh, eu încaște prin poștă, avem, avem câteva chestiuni tehnice de stabilit da, da. pe parcursul emisiunii. Pe coperta 4 e o țară, Scoția se numește. Ioana, în cartea ei, în cartea ei veți găsi 32 de povești de viață. Dar de asta, succes? De succes, dar asta doar din părțile Scoției pe care Ioana le-a vizitat, pentru că următoarea carte va cuprinde că peste 100. N-ai apucat să, să ajungi în, în insula Shetland, n-ai apucat să uh, vezi insula Sky, uh, Caledonia, asta uh, de vest. Tu practic ai lucrat pe o bucățică de Scoția și în acea bucățică iată câți români minunați uh, ți-au povestit uh, despre ei. Și nici măcar nu sunt toți, acesta este doar un început de listă. Am spus asta de la început, o listă care <coughs> chiar trebuie și merită continuată. De cine este acolo, eu am plecat la un moment dat, de aceea sunt doar 32. Uh, știi, n-am apucat să ajung, mai certat. N-am apucat nu să -am ajung. Nu am relatat, la radio nu <laughs> dar, cerți cer ci relatezi. Dar ideea este că eu am avut parte, spre norocul meu pomenit de acel an sabatic pe care și-l doresc atât de mulți. Și dacă în anul acela sabatic atât am reușit, nu știu dacă cineva o să mai îmi facă cadou încă unul. Inerția. Ca să continui. Din inerție te apare. Inerția Ce o să facă. Ar nu are voie. O astfel este... de carte trebuie să aibă urmare. Ideea asta este la fel de bună ca și aceea cu balanța care se poate echilibra, știi? Războiul și relele pe de-o parte și toate lucrurile bune pe cealaltă pe cealalt taler al balanței. Uh -huh. Ce bine ar fi dacă scrind, pictând, făcând muzică și altele asemenea să, anulezi, să anuleze efectele. Bine ar fi. Cum ai găsit? Ia poate, pare, poate să pară o întrebare stupidă, chiar este, nu e prima oară când uh, mi se întâmplă, dar uh, a existat un concurs de împrejurări neplăcut, deși de aici a ai ieșit ceva bun. Ai avut timp să, să poți să te ocupi și de așa ceva. Pandemia, ca să rămânem cu amintele frumoase, din fericire, dacă pot spune așa, a oferit și câteva avantaje. Da. Uh, uh. Faptul că oamenii au stat în casă a fost groaznic. Faptul că mulți dintre cei care au stat în casă au făcut de ceva lucruri pe care n-ar fi apucat niciodată să le facă, asta a fost un lucru bun. Asta pentru este. scriitori a fost o, o perioadă, din punctul său de vedere, absolut minunată. Dar mă întorc la întrebarea stupidă. Cum, cum, ai, cum ai aflat despre toți acești români? Pe unii i-am cunoscut personal, pentru că înainte de a intra în faza de lockdown au fost niște luni în care lumea a mers pe făgașul știut și normal, și despre alții mi s-a povestit am citit pe Facebook, am auzit și am contactat, uh, grație tehnologiei, slavă Domnului că a existat Zoom-ul și că am învățat să-l folosesc. De ce Adelina? Să da. intrați, vă rog, uh, să, două motive pentru care vă invităm, două motive principale, pentru care vă invităm să și vedeți emisiunea, doar să auziți pe, uh, pe Facebook. Unu, pentru că sunt prezente invitatele, Ioana Brușten și Adelina Tocitu, și, și doi, să o vedeți cât de cu minte este Adelina. Păi ascult de... aici și aștept să-mi vină de rândul, de mă simt spus... la fel de nefiresc <laughs> precum Ioana. Auzi, a spus de parcă de obicei face nebunit, tumbe prin cabina de emisie nu, și acum -ai să ai cu minte. De, de și... obicei sunt agitate aici, de... să spună și colegii din regie că s-au săturat de mine, vine uraganul în emisie. Nu, acum sunt cu minte, nefiresc la locul meu, mi se pun întrebări, ceea ce de obicei nu se întâmplă, pun eu întrebările. Păi nu partea asta, Foarte mese, din emisie. Da, da, nu, nu sunt obișnuită cu păi nu, nu, și după, o vreme, da, după o vreme devine tortură, drept pentru da. care o să modific puțin profilul clasic. Și următoarea întrebare o va adresa Adelina <laughs> <laughs> pentru Ioana. Ai te rog, Adelina. Um, care crezi că este povestea care te-a impresionat cel mai mult din cele pe care, le -ai, pe care le vom vedea în carte, pe care le vom citi? Să știi că am mai fost întrebată lucrul acesta și am să răspund exact în aceeași idee în care răspund apropo de titlu în română. E cel mai bun. Nu există un singur român cel mai bun, nu există o singură poveste care m-a impresionat. Ca să fiu sincer, am învățat câte ceva din fiecare, pentru că oamenii ăștia, la un moment dat, cel puțin în viața lor, au fost fantastici. Este foarte greu și îți dai seama de asta când ești pus în această situație, este foarte greu să. Te obișnuiești să te adaptezi până la cel mai profund nivel, să te simți în altă parte decât la tine acasă, să te simți în stare să demonstrezi, să faci, să arăți și să fii foarte bun. Și dacă ai făcut asta, atunci ești cel mai bun, indiferent cât s-ar înscrie sub această titulatură. Alright, then. Fiecare este cel mai bun din România ăștia. Am să eu. Accept, accent scoțian? Știi nu, de ce te întreb? Pentru că eu la, când am făcut armata aceea, vas lui. <laughs> Uh, am venit acasă și uh, mi-am dat seama vreo lună sau două până când am revenit la accentul nostru, care nici nu există, din păcate, în București. Uh, nu mă înțelegea lumea ce spun. Eu înțelegeam ce spun. Și urile erau foarte clare, tot, și cu ei la sfârșit. Uh, există o similitudine, un lucru comun. Noi avem foarte multe lucruri comune cu, cu scoțienii. Cimpoiu, de exemplu. Câte țări din lume au cimpoi? Uh, sfântul care patronează uh, țara. Sfântul Andrei și la noi și la. Uh, și la scoțieni. Dar după punct în Moldova urmează acel îi. Uh, și faci uh, măi îi și la scoțieni ei pe care de asemenea după, după punct. Eu un fel de al doilea uh, al doilea punct. Deci foarte multe lucruri comune. Și, de asta te întrebam mai uh, uh, te a contaminat uh, accentul lor pentru că tu mare parte din timp acolo și ai vorbit, ai fost nevoită să vorbești din mai engleză. Nu m-a contaminat pentru că este foarte. Mie cel puțin mi s-a părut foarte greu mie și restului omenirii. Numai tu ai avut o altă părere, din câte știu eu, de cât am povestit. Um, a, am încercat să înțeleg, dar mai ales în primele săptămâni, cel mai des am spus sorry, repeat please și slow down please. Adică luați-o mai încet ca să înțeleg și eu ce spuneți. Nu m-am contaminat de accent. Și ce le spunem eu? În nu om nu înțelegeam, nu spun nimic. Plus că ei vorbesc multe cu în gelic. Adică e la I don't know, spun uh, I, Ken Și nu înțelegi nimic. Și eu nu spuneam sorry, adică nu am figura de ci spuneam have mercy with me <laughs> și uh, după aia... Uh, Mie mi-a plăcut ce spunea un... o blogăriță scoțiană care zicea, noi scoțienii suntem leneși și din cauza asta nu spunem toate vocalele până la capăt și de-aia iese ceea ce iese. E, din lene asta, greu să înțeleagă cel care nu este de acolo. Dar e constructiv, Olen. Da da, 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 da. Să știi că m-a întrebat la un moment dat un băiat meseriaș care verifica centrala în casa unde stăteam și cu care normal că am schimbat niște cuvinte și mie mi se părea că vorbesc că, ca să fie clar în stilul uh, british, foarte clar. Mi se părea că e foarte curat și după primele trei vorbe m-a întrebat uh, de unde sunteți? Aveți un accent foarte interesant. Nu, no, nu, no, nu, no, greșit. Că... <laughs> nu, zic, am spus ceva greșit? Nu, 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 e doar accentul altfel. Interesant. Da, că e, ca, ca, ca și cu uh, condusul când uh... În al doilea război mondial când uh, au venit uh, englezii uh, și după debarcare li se spunea soldaților vedeți că în Europa toată lumea conduce pe partea greșită a drumului. Deci noi conducem toată Europa pe partea corectă. La fel și orice alt accent din lume este eronat comparativ cu accentul de de pe insulă din țele de pe de pe insulă. La Lansare, în primul rând să spun că tu nu ești la prima carte, bă, Ioana, nici vorbă de, de așa ceva. Și mi-amintesc de bă, lansările anterioare, uh, erau momente în care uh, se vedea clar că ți-ai structurat un discurs, să, să fie cât mai sintetizat, alte momente în care pur și simplu... Uh, secunda aceea de inspirație îți forma, evident, cuvintele, cum se întâmplă de multe ori într-o emisiune de radio. Pentru lansare, ce ai pregătit uh, pentru cei prezenți? Un uh, discurs bine structurat în care să prezinți punct cu punct ce este relevant pentru carte sau pur și simplu ajungi acolo și lași să izvorească din tine talentul tău? Nu știu dacă talentul, dar cred că o să lasă curgă pentru că sunt atât de plină de poveștile astea și de sentimente și de senzația asta scoțiană. M-am și întors acum de câteva zile de la Edinburgh, unde am fost de ziua națională și am lansat varianta în limba engleză acolo, în comunitatea românească și a fost un moment extraordinar. Sunt, deci, sunt atât de plină de, de bucuria asta, încât cred că o să risc și o să las să curg acolo de la sine și sper să nu mă împiedic. Știi ce vreau să te mai întreb? Pentru că aici, pe coperta 4, am uh, citit un rând pe care uh, eu mi-l asumasem deja, în urmă, cu foarte multă vreme. Now Scotland is like home to us. Aproape... Simți așa? Um, vreau să spun întâi că acea este, este un citat, nu mai știu de dat, e scos din interviul unuia din cei 32 de oameni din carte Dar nu, nu, dar nu aproape, oricum l-ai pus pe coperta 4 Dar aproape fiecare într-un fel sau altul a spus lucrul acesta Îl spui și tu? Aproape, aproape, știi, în momentul în care am plecat, după un an și jumătate, eram la un pas de acest punct Uh, se făcuseră toate conexiunile la un uh -huh. nivel extrem de profund și începeam să simt cu adevărat. Una este să te obișnuiești, alta este să te adaptezi și să te simți de al locului. Eram foarte aproape de acel moment. Așa s-a întâmplat, uh, s-a terminat aventura scoțiană, a fost o bucurie întoarcerea acasă. Uh, so este Home Away from Home, știi? Frumos spus. Cam asta este Scoția pentru mine. Apropo de aventură, tu te mai, nu poți să stai liniștită, da. mi-am dat seama de acest lucru și te mai comentat într-o aventură care mie mi se pare mult mai dificilă. Aceea de a trimite prin poștă, trebuie, o să te rog să vorbești despre asta, în România să trimiți prin poștă niște obiecte, să definești tu despre ce obiecte uh, vorbim, care în mod evident îți dorește o dorință, cum au oamenii dorințe, să ajungă la destinație. Te rog să ne povestești puțin. Conceptul acestei lansări de la Gaudamus este prima carte electronică pe care puteți să o trimiteți prin poștă. Pentru că va fi, o să vedeți dacă prin ajungeți acolo, fizic. prin poștă fizic, pur și simplu o cartolină care va conține niște QR coduri pentru variantele în engleză și română ale acestor interviuri, se pune într-un plic, se pune un timbru, se scrie adresa, și o pui la cutia poștală și asta aștepți să ajungă. Ai e, asta vrem să demonstrăm, de fapt, să demonstrăm pe viu acest concept. Drept care, am făcut luni la prânz acest experiment. Am pus la poștă uh, plicurile uh, către oameni care știam sigur că vor fi acolo, unul dintre ei fiind pur. Eu aștept. Așa? Nu vrei să știi cu administratorul, am spus că noi avem camere. Deci oricine <laughs> dacă vine un pachet, să-l deci să ai, uh, și vrea cineva să-l ia, deci îl saltă direct. Deci tot e organizat, aștept să vină prima. Am <laughs> întrebat la, la oficiul poștal fiind, repet, luni la prânz. Vă rog să-mi spuneți, e din București pentru București. Credeți că ajunge până la sfârșitul săptămânii acest plic? Și doamna s-a uitat așa foarte dubitativ la mine și a zis să uh, ar trebui. Deci, e o carte electronică care se poate trimite prin poștă dacă vreți să o faceți cadou cuiva, dar luați-vă timpul necesar, că nu se știe. Așteptăm cu nerăbdare lansarea de sâmbătă să văd dacă veți veni cu plicul da, în mână. Da, da. Scrie frumos pe el a nu se deschide până la târg, la ora 18. Adică... Da, eu așa o să fac. Aștept. Da, mai, da, da. Mai, mai sunt. Mai Doar sunt să zi. ajungă. Sigur. Așa. Uh, trecem la balada pentru Adelin. Da, da, da. Uh, să Adelina bine ai venit la Postul de Radio București FM. Mm -hmm. Adelina Tocitu, de la Cenzură la Libertate, audiovizorul -audio din Dobrocea. Dacă-mi mm -hmm. permiți o să încep eu cu primele mele imagini legate de radiovacanța, care Așa. au fost unele oarecum înspăimântătoare. Eram mic, aveam 4 sau 5 ani, eram la mare și pentru mine radio Vacanța auzea mereu că dacă cineva pierde un copil, <laughs> el va, va fi la radiovacanța. Și eu eram înnebunit să nu Mă pierd pentru că mă vedeam crescut de radio vacanța în continuare. Ce nu ar fi fost rău deloc. N-ar fi fost rău, mi-am dat seama după aia, așa este, n-ar fi fost deloc rău pentru că... Ai după... fi crescut acolo cu muzică, cu muzică, ai fi pe avut parte de cea mai frumoasă muzică, da, ai fi stat verile la mare, da, bă, da. Ai, cum ai grijă ce uni. Da da da, 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 și da. Și de ceea ce m-am temut n-am scăpat și bine am făcut că n-am scăpat pentru că am descoperit, după ce am crescut un pic, o lume absolut minunată în care am ajuns totuși conjunctural, am prezentat, dar în unii ani și am invidiat evident, din sufletul meu pe Adelina, care... Bunul, că, bunul Dumnezeu a hotărât să se nască acolo în zonă și... La mare, da, sunt <laughs> La Constanța. din Constanța. Da. Asta e, așa... Și doi, pentru că am îmbrățișat și această carieră uh -huh. a radiului și este foarte legată de radiovacanța, și uite-te și tu ce ai realizat? Te rog să ne povestești. Da, sunt foarte legată de radiovacanța, pentru că primul meu contact cu radioul a fost la Radiovacanța, acolo am realizat primele mele reportaje, interviuri. Se întâmpla acum mulți ani, n-aș vrea să vorbesc despre data și despre anul acela, au trecut mulți ani, dar au fost cei mai frumoși ani din viața mea. Și cred că cea mai frumoasă experiență la radio pe care puteam să o trăiesc vreodată, verile la radio vacanță au fost nemaipomenite, atât datorită faptului că eram cumva, eram acasă la Constanța, dar și datorită faptului că am avut ocazia să învăț radioul și să găsesc radioul, să îmi placă radioul, să mă simt acasă și acolo, printre niște oameni care uh, au știut să mă îndrume la vremea respectivă și să-mi dea curaj și să-mi deschidă ochii, iar mie să mi placă și mai mult decât mi-a plăcut atunci când am intrat prima dată în acea clădire. Pe mine nu m-au spăimântat, așa cum spui tu, dar uh, prima mea întrebare cred că a fost oare o să vorbesc și eu de la acel microfon vreodată? Și Da, și s-a întâmplat la un moment dat. Am avut... Uh, Onoarea, norocul și bucuria să realizez emisiuni la Radio Vacanța an de zile împreună cu o parte din echipa de la Radio Constanța, pentru că Radio Vacanța acum este un brand al Radio Constanța, un brand al Radio România. Și la un moment dat, pentru că Radio Vacanța înseamnă radio, înseamnă o mulțime de povești frumoase, înseamnă experiențe. În perioada de dinainte de 90 însemna o libertate și o altă perspectivă de a face radio, o altă perspectivă de a asculta radioul, o altă, un alt fel de a auzi radioul cu muzică, emisiuni în limbi străine, ceea ce în perioada comunistă nu aveai unde să asculti așa ceva, astfel dedicații de emisiuni, dedicații muzicale. Da, interacțiune da. pe care realizatorii de atunci de la Radio Vacanța o aveau cu ascultătorii pe plajă, și o experiență nouă și pentru ei. Iar după 90, a însemnat Radio Vacanța și înseamnă în continuare pentru că anul acesta s-au împlinit 55 de ani. De când există acest program care ne face verile mai frumoase, o altă perspectivă de a face radio și o continuitate pentru că pe structura tehnică a Radio Vacanța în studioul Radio Vacanța s-a înființat Radio Constanța. Și practic e o continuare a ceea ce suntem noi azi. Este audiovizualul azi, radioul azi. Are, cu, are ceva o trăsătură de scoția în Adelina, pentru că Adelina a procedat la fel cum au procedat foarte mulți scoțieni irlandești și așa mai departe. Um, locuiesc Se nasc în Scoția, cum s-a născut Adelina la Constanța, trăiesc acolo o vreme, după care viața îi îndrumă spre un alt loc în care pleacă, că pentru carieră, pentru multe alte lucruri și restul vieții lor își amintesc cu nostalgie despre uh, casă. Uh, și la fel Adelina, care, iată, vorbește și a scris despre Radio Vacanța, acum e cu noi la București FM, în București, în orașul acesta, mă uit stânga, dreapta, nu văd nicio mare. Să știi că exact la asta mă gândeam, cum este să vorbești de la microfonul București FM sau orice alt microfon care ar fi putut să fie la radio în București, după ce, atâția ani, ai uh, vorbit, ai uh, muncit uh, privind pe geamă marea geam, da. și plaja în fața ta. Păi, uh, vechile obiceiuri nu se pierd niciodată. Eu am o vorbă și până la urmă ormei faci radio dacă-ți place. Cred că nu contează unde ești. Iar aici, uite, vedem ateneul și aici e frumos. Și Bucureștiul are foarte multe locuri frumoase. Um, am avut ocazia, am venit în București în 2019, las un pic uh, volumul deoparte, studiul de parte. am venit în uh, București în 2019 și când m-am dezmeticit, uh, ne-au băgat în casă pentru că a venit starea de urgență peste noi. Și țin minte că aveam niște discuții interminabile cu Mihaela, Ioniță, colega mea, și îi spuneam: Mihaela, când am ocazia să plec, eu mă duc prin muzeu Adelina, nu mai pleca nicăieri, nu te duce nicăieri, stai în casă, te chem la radio când e nevoie de tine, Mihaela. Nu e nimeni în muzee în perioada asta și vor mască. Um, sunt doar eu și muzeograful și avem o distanță de 3 metri între noi, nu se întâmplă absolut nimic. Um, unde voiam să ajung? Um, am avut ocazia să descoper. Bucureștiul frumos. Cu toate, și încă sunt locuri pe care nu le-am descoperit. Dar am avut ocazia să-l descoper pe Minulescu în București, pe Liviu Rebranu, să să descoper, descoper pe Cecilia Cuțescu Ștorc, despre care nu știam mare lucru. Și când i-am descoperit casa, am zis, wow. ăsta e farmecul Bucureștiului. Treci pe lângă niște case de patrimoniu prin București și habar n-ai ce se ascunde dincolo de ziduri. Și când intri, descoperi o istorie fascinantă. Nu credeam vreodată că o să găsesc lui Eminescu în atâtea case din București, realizate de artiștii noștri. Da? a fost un adevărat al cult al lui Eminescu și este, pentru că regăsim aceste busturi în casele care sunt muzee astăzi și bustul Veronica Micle, de asemenea. Și mulți picturi grandioase. Uh, casa lui Minulescu e un... Pe lângă faptul că e un muzeu despre Minulescu, este un muzeu al artei. Sunt, nu cred că există colțișori de perete în casa lui Minulescu în care să nu existe un pictor român talentat. În vezi ce frumos e, să fii din București, născut, crescut aici, să vină cineva din afară și să vorbească despre... Noi nu vorbim așa despre București, nu avem timp. Da eu nu sunt născut în București, vezi, și eu, eu sunt venită. Tu ești singurul. Deci, deci, deci vine cineva și uh, vorbește atât de frumos despre orașul nostru, încât mă uit să, să zic de la noi te refer. Dar îți mulțumesc, că nu e cartierul în numele tuturor chiar, Și adică cartierul Cotroceni, până și, uh, cum să spun, Palatul Primoverii spune o poveste despre noi, despre istoria noastră, uh, despre ce a fost odată și e bine, cred că ar trebui să păstrăm mai bine la 6 uh, și jumătate legate cele da, două da. evenimente 18 sâmbătă la așa la 6 și jumătate da. iată această carte care este un studiu de 2-3 pagini da. o broșură uh, pe care uh, a realizat-o da, uh, dar ai grijă eu, când o iei să da. nu se evident că este o a, și -a fost o muncă uh, uriașă evident că n-ai cum să cuprinzi toate poveștile care, uh, pe care scurt pe scurt pe scurt uh, pe scurt, uh, pe scurt, uh, pe scurt uh, Există povestea Radio Vacanța, care a început în 1967 și care continuă și acum, spuneam, sunt 55 de ani de existență a Radio Vacanței, după care perioada de după 90 a fost extrem de fervescentă și bogată, dacă vrem să spunem așa, pentru audiovizualul din România, nu ca acum n-ar fi, dar foarte multe dintre posturile de radio și de televiziune înființate după 90 în Dobrogean, în momentul de față, nu mai există. Iar în acest volum mi-am dorit foarte mult să se vadă cât de mult au muncit colegii mei care au lucrat în presă la vremea respectivă și ce emisiuni erau difuzate la radio și la televiziune în perioada anilor 90 și după. Practic este o istorie a audiovizualului din Dobrogea, pornind din 1967, de când a fost înființat programul estival Radio Vacanța, și cred că m-am oprit prin 2017. Din păcate, posturile de radio și de televiziune, majoritatea dintre ele în prezent nu mai există, au fost închise din diferite motive, dar um, dorința de a vorbi, dorința de a fi la radio, dorința de a avea posturi de radio și de televiziune a fost nemaipomenită în perioada de după 89 colegii mei care au lucrat la vremea respectivă în presă erau dornici să vorbească și să prezinte publicului ceea ce se întâmplă în comunitatea lor. Este o carte despre comunitate, că suntem în comunitate, comunitatea locală și regională, despre specificul radioului și al televiziunii în zona din care eu provin. Um, cred Nu cred că va dispărea, că mi s-a pus această întrebare la un moment dat, uh, nu cred că vor dispărea radioul și televiziunea uh, din zonele locale și regionale. Cred că abordarea va fi cu totul și cu totul alta. E greu să ai un post de radio local și regional. Um, motivele pot fi multe, cele economice pot fi primele, um, dar uh, cred că odată cu această digitalizare pe care. Cu care ne confruntăm și încercăm să luăm părțile bune și încercăm să le, cumva să le eliminăm sau să le minimalizăm pe cele rele, cred că localul și regionalul, atunci când vorbim despre radio și de televiziune, vor avea probabil o altă abordare și vor exista. O altă legătură, dincolo de iubirea pentru radio, o altă legătură dintre Adelina și Ioana. Faptul că ambele cărți, de fapt, sunt două bucăți de istorie. Este vorba despre români din lume care au realizat și realizează ceva. Fiecare dintre noi, orice facem, atâta vreme cât suntem conectați de, cu această țară, uh, mai scriem un rând. Este vorba de comunități, răzvan, da. în ambele situații. Uh -huh. În cartea mea este comunitatea românilor din Scoția. Este o comunitate... Uh... Știi cum se spune istoria românilor? Atenție, de pretutindeni. Nu sunt doar românii de, de, de aici. Um, pentru că sunt prezente în emisiune uh, două tinere și nu doar pentru ele. Antonio Momoc, cel cu care am discutat din fericire de foarte multe ori în ultima perioadă, pentru ele două, a scris o carte, de fapt coordonează o carte, care se cheamă Mass Media din comunism pe înțelesul tinerilor, adică pe înțelesul Ioanei și al Adelinei și multe alte tinere. Tony, te salut, bine ai venit în, în emisiune. Iată o carte, apropo că vorbim despre istorie, o istorie care tre chiar trebuie cunoscută. Te salut, Tony, bine ai venit. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație, Răzvan. Salut Radio București și pe distințele și tinerele invitate din, din studio. Îi spuneam Adelinei, înainte de a începe să vorbească despre cartea ei, mi-aminteam de imaginile legate de Radio Vacanța, la fel am niște imagini, cele care au rămas, legate de cum percepeam eu, și nu doar eu, puștimea de atunci, presa din România, înainte de 89, bineînțeles. Noi credeam cu tărie absolut tot ce scria acolo. Absolut tot. În, din principalul motiv era acela că nu exista altceva. Ăle erau ziarele. Scânteia... Gazeta Sporturilor, România Liberă, aia era presa din România. Mi s-a întâmplat după aceea de vreo câteva ori să pun mâna pe un pari maci, și era așa o mare diferență încă pur și simplu nu credeam ce scrie în pari maci. Erau, să spunem așa, bazaconii occidentale, bazaconii, în care ei doreau occidentalii aceia, că nu știam nimic, să prezinte o lume frumoasă, când de fapt a lor era strâmbă, pentru că citisem doar în presa românească cât de bine nest și cât de groaznic este în vest. De aceea cred că această carte mai dă la o parte una dintre perdelele acestea care a fost foarte multă vreme pe istoria presei dinainte de 89. Să-mi zici dacă am greșit. Era un război al percepțiilor. Pe de o parte, propaganda de partid și de stat pe care ai menționat-o și care funcționa la un anumit nivel. Pe de altă parte, trebuie să spunem că a funcționat foarte mult o presă de supraviețuire, pe care noi o numim o presă, dacă vrei, alternativă, pentru că în toată acea perioadă oamenii găseau soluții, românii găseau soluții să asculte și altceva decât propaganda de la televiziunea de stat sau oficioasele de partid care se pregăteau a fi presă. Deci existau soluții și despre aceste soluții se vorbește în această carte. Trebuie să înțelegeți că este vorba despre un volum de interviuri cu oameni care au trăit perioada și sunt oameni care au marcat, într-un fel sau altul, consumul de media alternativă și mă refer aici la oameni ca o fan care lucra la Europa Liberă și uh, care povestește cum a ajuns acolo și uh, cum interacționa cu ascultătorii din România. Uh, vorbind de Irina Margareta Nistor, uh, care a dublat atâtea filme la video în acea uh, perioadă, uh, am avut discuții și cu Andrei Partoș uh, despre cum veneau CD-urile, cum veneau uh, vinilurile și cum erau înregistrate pe bande de magnetofon. Deci, o serie întreagă de istorii alternative, ale presei alternative din comunism la presa aceea pe care noi o cunoaștem, o știm din cărții oficiale sau am trăit-o în viața noastră în tinerețe, în copilărie sau după caz. Și dincolo de, repet, presa aceea de propagandă, presa oficială de partid și de stat, care la un moment dat, tu spui bine, tinerii, o parte din cei mai tineri, pentru că nu intersectau, nu interacționau cu altceva, ajungeau să creadă că aceea e versiunea realității, alea e adevărul nu, regimului și al vieții lor de zi cu zi. Dar aveau un șoc pentru că, pe de altă parte, existau și oameni care, într-un fel sau altul, aveau contact sau intrau în posesia unui tip de informații alternative. Și cel mai desea venea sub forma filmelor, cărților, respectiv acestor, acestor viniluri și așa mai departe, plus radioul pe care l-a ascultat. De altfel, vreau să vă, vă spun, să vă fac o invitație să vedeți filmul Metronom regizat de Belk, care vorbește despre ce se întâmplă în anii 70, după ce s-a introdus legea aceea cu privire la propagandă și la faptul că tinerii, în inocența lor, atunci când mergeau la un bairam, la un ceai, dansam se semele pe vremea, mai ascultau Europa Liberă și pentru așa ceva riscai ani de, de pușcărie în, România. Dar cu toate acestea, repet, în anii 80, anii durei ceaușismului și grii, anii aceia grei, de frig și de întuneric, în care aveai cele două ore la televizor de stat și publicațiile spuneau minciuni pe care nu le mai credea aproape nimeni despre cât de frumoasă era epoca de aurului În același timp, se asculta și se urmărea foarte mult media alternativă. Despre această medie occidentală, despre aceste echipamente media, de la aparate foto până la aparate de magnetofon, deci despre cum ajungeau cărțile sau revistele la care faci tu referire din străinătate în România, cum se asculta presa de tip Europa Liberă, cum se prindeau bulgarii cu Ligianu, dacă mai ții minte Răzvan, bulgarii aici în sud sau sârbii în partea de vest a țării. Uh, despre toate acestea sunt povești cu oamenii care au trăit uh, acele evenimente, acea istorie personală, care era și istoria uh, României recente, a comunismului anilor 60-70-80. Să știi că vorbim. era o categorie extrem de defavorizată. Da, noi când eram ținute eram adolescenți, deci deja adolescenți ascultam Europa Liberă uh, yeah. și ne minunam și firește la o vârstă după 15, 16, 17 ani, încep să înțelegi și să, să poți să faci comparații. Categoria defavorizată total era cea a copiilor. Da. Pentru că părinții ascultau Europa Liberă, mulți dintre ei, dar nu riscau să fie prezent lângă în acel moment copilul de 6, 5, 6, 7, 8 ani. Pentru că copilul se putea duce la școală în inocența lui și să spună. S-a întâmplat de foarte multe ori ca părinți să fie arestați pentru că unul dintre copii a spus ceva. Se întâmplă în Corea de Nord astăzi. Se întâmplă în Corea de, de Nord astăzi, da. Păi bănuiesc că ei sunt continuatori. A, a, asta au găsit din lucrurile care s-au realizat în România să și ei. Altele nu, nu le-au luat. Este un volum, n-am spus acest lucru, Tony. Este o propunere a studenților. Antonio Momoc, împreună cu Sandra Bardan și Gheorghe Angel, coordonatori ai acestei lucrări. Bănuiesc că dintr-un volum foarte mare de informații s-a făcut totuși o selecție. Care au fost reperele pe care voi le-ați urmărit pentru selecție? Da, este de fapt o continuare a unei munci inițiate de antropologul Zoltan Rostaș de mult timp. Noi investigăm categorii marginale care sunt mai puțin vizibile și asupra se apropie se ocupă mai puțin cercetătorii din științele sociale astăzi și mă refer aici, de exemplu, la căpșunari, mă refer la, la ai perioadei comuniste. Împreună cu Zoltan Rosta și cu studenții Facultății de Jurnalism, noi investigăm aceste categorii marginale, cartea bișnițarii, bișnițari, bișnițari supraviețuitori ai regimului comunist și modul în care se, se aduceau produsele din Occident și cum erau ele vândute Felix Covaci și așa mai departe din Timișoara până în București, cum erau... Cum, cum exista, de fapt, economia subterană de tip capitalist în regimul comunist, cu buna știință a securității, de altfel, chiar Irina Margarita Nistor povestește în această carte despre mass media faptul că securitatea știa foarte bine și nu doar în România, în tot centrul și este Europei funcționau Uh, centrele astea în care uh, oamenii uh, intrau în posesia uh, filmelor uh, și apoi le dădeau la video cu sume modice pentru participanți, dar ele erau uh, cumva o supapă controlată de către regimul uh, comunist și nu doar în România se întâmplă cu acesta, deci intrau uh, acele valori uh, occidentale, acele idei uh, sau acele filme în România în anii 80 sau în centru și este Europei uh, ca o alternativă și Bișnițarii povestesc la rândul lor cum aduceau mărfurile acestea de primă necesitate care nu existau în România anilor 80 unei economii de comandă Și totuși un tip de capitalism alternativ, de, de tip underground funcționat Deci noi ne-am ocupat de aceste categorii, fie de mici, de mici activiști de partid care susțin în continuare comunismul Mă rog, cei care trăiau de la care am făcut acele interviuri ne-am ocupat de, de căpșunari, de oamenii care au plecat în sănătate și care au importat după aceea valorile în anii 90 din Occident în, în România La fel, cum spuneam, ne-am ocupat de aceste categorii marginale Și de data aceasta a venit rândul să ne ocupăm de cum, cum funcționa presa și cum ajungea presa de tip occidental Într-un regim care era absolut închis și în unde foarte bine ai punctat, se construia o... Uh, ficțiune se construia prin propagandă o realitate paralelă uh, în care cei mai mici, evident, care trăiau doar cu poeziile pentru Ceaușescu, cu ieșirile la defilare sau cu imaginele de la 23 august sau cu Elena, și Ceau Elena Ceaușescu și Nicolae Ceaușescu prezenți la nu știu ce vizite prin lumea africană. Sigur că aveau alte imagini, o altă perspectivă și era foarte greu de, de, de explicat lucruri atât de complicate care însemnau de fapt construcția pentru că asta se încerca unui om nou, nu, cu care trăia într-o lume paralelă. Deci studenții noștri, ca să revin la întrebarea ta, învață de fapt istoria presei din comunism prin interviurile pe care le fac cu oameni care au trăit și care au marcat acea perioadă. Și este cea mai frumoasă și mai interesantă modalitate de a învăța istorie. Pe de altă parte, desigur că oamenii prin istoria orală își amintesc uneori lucrurile de o manieră eronată și confuză, și de aceea e și rolul nostru și am invitat, desigur, specialiști istorici și cercetători care să verifice informațiile pe care ni le-au livrat uh, respectivi și să ne asigurăm prin note de subsol că lucrurile au stat exact așa cum ne povestesc uh, și și amintesc oamenii pentru că uneori datele mai sunt uh, amestecate, dar notele de subsol desigur că aduc lumină suplimentară astfel încât toate datele să fie cât mai fidele cu, uh, cu istoria, și cu, cu istoria factuală, de fapt, cu ceea ce s-a Întâmpla. Deci vă invit astăzi la ora 17 la Târgul de Carte Gaudiamus, acolo unde va fi Liviu Tofan de la Europa Liberă să vorbească despre această carte, Maria Țoghina de la Radio România Actualități, de la Serviciul de Noapte și Zoltan Rostaș, antropologul Zoltan Rostaș care a inițiat tot acest proiect în anii 90, vă spuneam că de atunci au ieșit aproape 10 volume cu categorii marginale la care noi am contribuit și, și, evident studenții, autorii acestor interviuri și coordonatorii care au realizat interviuri cu cei care au trăit această perioadă. Um, nu mai țin minte, sper să nu greșesc, că Alexandru Macedon, cât a trăit? 33 de ani? A trăit cam cât au trecut de, de la Revoluție până, până acum. O viață de om și dacă faci lucruri importante, o viață de om importantă. Vreau să te întreb, că ai spus tu mai devreme, Toni, Uh, Vorbei despre cei care încă au în ei Sâmburile acelea, esența aceea de comunism Și cumva încearcă să o cultivește prin alte părți Vreau să te întreb dacă după 33 de ani Mai există încă, în, la modul general, nu așa o persoană sau alta O inerție a comunismului noi, în români? Există și o inerție a fanarioților nu doar o inerție a legionarilor, cât și o inerție a comuniștilor. Nu în fiecare neapărat, în doze diferite, dar la nivel societal, la nivel de mental colectiv, există toate aceste lucruri în mințile noastre, în comportamentele noastre, în viața noastră cotidiană. Sigur că unii am îmbrățișat mai mult sau mai puțin, ne-am dezbărat, am internalizat, am asumat mai mult sau mai puțin toate aceste valori. Dar ele fac parte din cultura noastră, din istoria noastră. Comunismul a fost cu bune și curele. Trebuie să spunem, comunismul a însemnat și modernizarea acestei societăți. A însemnat, nu e o poveste atunci când oamenii spun că s-a făcut metrou. Ba chiar așa e. În comunism s-au făcut metrou, s-au construit orașe. Deci sunt și lucruri care s-au realizat din punct de vedere material în comunism. Pe de altă parte, aberațiile care au avut loc în anii 80, ceea ce a încercat Ceaușescu să facă cu plata datoriilor, foamea, frigul, închisorile comuniste, teroarea, securitatea, toate lucrurile acestea trebuie să le admitem, trebuie să le acuzăm, trebuie să le prezentăm cât mai obiectiv. Așa cum uh, Germania și Germania au procedat cu nazismul, la fel trebuie să procedăm și noi cu comunismul, să recunoaștem. Este parte din istoria noastră, uh, ne-a marcat uh, și, din păcate, influențează și a influențat vreme de peste 30 de ani uh, mentalul, uh, obiceiurile, modul în care ne purtăm, uh, până la urmă, în societate și uh, în viața de zi uh, cu zi. Deci, uh, uh, E un proces, procesul acesta de învățare a culturii, de socializare, care durează pe parcursul vieții și atunci când vorbim de schimbare de mentalități e nevoie de zeci de ani pentru ca acestea să fie uh, schimbate. Deci depinde doar de noi dacă ne ducem mai spre Occident cu valorile noastre, acolo unde este locul, sau dacă optăm, asumăm sau ne orientăm spre altceva. Depinde de noi ca societate și ca indivizi. Dacă n-ați intrat pe frecvența București FM 98,3 de la bun început, nu este niciun fel de problemă. Nu o să facem o recapitulare totală pe final de emisiune, dar e foarte important de spus și de repetat să luăm în ordinea cronologică mass media din comunism pe înțelesul tinerilor, spunei Toni, astăzi invitația este pentru astăzi la ora 17, nu? Corect, da, la Târgul Gaudemus la Romexpo. Așa, și tot la Târgul Românie. Dacă ajungeți acolo astăzi, puteți să ce o mai are să mai plecați, e joi până <laughs> sâmbătă, mai sunt așa, joi, uh, sâmbătă, îmi cer scuze, peste, uh, peste două zile, uh, tot în ordine cronologică, la ora 18, uh, Ioana Brușten, iată aici, prezentă în emisiune, uh, care lansează cartea în mod oficial. E cel mai bun, român în Scoția, 32 de povești de viață, prinse în prima carte electronică ce poate fi trimisă prin poștă. După care, la ora 18.30, Adrian Tocitu, iată-o pe Adelina, prezent aici în emisiune, de la Cenzură la Libertate, Audiovizorul din Dobrogea, o, o poveste extraordinară din care, cred că cei mai mulți dintre ascultători, la un moment dat, au făcut și ei parte. Odată, dacă au prins o frântură, cineva la Radio Vacanța să spună ceva și au ascultat, atunci s-a făcut conexiunea, de fapt. Uh, apropo de ceea ce se discuta puțin mai devreme, în toate manuscrisele pe care am apucat să le citesc uh, din Arhiva Radio România, manuscrisele de la Radio Vacanța, emisiunile realizate de colegii noștri atunci erau scrise. Și au rămas în arhiva noastră o parte, dintre, o parte dintre ele. Practic, acolo găsești um, um, construcția litoralului, ca să spun așa, hoteluri inaugurate, locuri de petrecere a timpului liber, fel și fel de cluburi unde oamenii care veneau să-și petreacă vacanțele puteau ajunge, um, hoteluri, cum spuneam, hoteluri inaugurate, locuri de joacă teatre de revistă care susțineau spectacole în fiecare vară din toată țara și nu numai, unele veneau și din străinătate. Grădinile de vară, celebrele grădini de vară, unele dintre ele, din păcate, astăzi sunt în paragină, aveau ser de spectacole toată vara. Și toate aceste informații atunci erau difuzate la Radio Vacanța. Practic e o istorie, și o istorie a litoralului în acele manuscrise, o istorie despre care am scris și eu Puțin După Eu... ce mi-au trecut temele legate de radiovacanță, no. țin minte că unul dintre momentele cele mai frumoase de la mare era o combinație perfectă. S-a radio radiovacanța mergând cu bobocarul. Sau cu Titicaru nu, nu, Acum nu mai, nu mai știu exact care era diferența Dar știam că e o diferență la vremea respectivă Sau fiecare se chema altfel De să stai în bobocar, să te plimbe pe acolo să a scus radiovacanța po, eu, cred că, eu cred că fiecare dintre noi Doar auzind semnalul de radiovacanța Știi, se declanșează în mintea noastră o, o grămadă de amintiri Și este clar mm -hmm. că face parte din Istoria personală a fiecăruia Dragilor Păi ne reauzim la muncă, <laughs> dar și la muncă, la Gaudeamus, sunt tipuri diferite și atunci când jobul propriu-zis reușește să se îmbine foarte mult și cu vocația, cu bucuria de a face ceva, cred că se poate vorbi despre o viață realizată. Mulți dintre, dintre cei pe care îi știu și care lucrează în locuri foarte bine plătite se duc se bucură de ceea ce câștigă, dar nu e o legătură, nu e o chimie aparte între ei și jobul lor. Noi cred că suntem, fapt, știu, noi dar zic, cred norocoși. așa, suntem norocoși. Uh, Toni, te mai așteptăm în emisiuni, uh, să nu care cumva să nu. Mulțumesc mult! De fiecare, uh, dată, de... De fiecare dată... De fiecare dată cu plăcere, mulțumesc Și mult. de fiecare dată, după cum știi bine, și noi te așteptăm cu plăcere. Uh, le spun așadar mii de mulțumiri. Uh, Ioanei Brușten, Adelinei Tocitu și lui Antonio Momoc și TUS4, cred că e cuvântul bun, TUS3 știu că e TUS4, dacă nu e atunci licență poetică, n-ar fi o premieră la uh, București FM. TUS4, le mulțumim ascultătorilor și pentru că ne-au ascultat și, pă, firește, așteptăm cu drag la toate aceste evenimente uh, foarte, foarte frumoase. Mulțumim, Mulțumim, Răzvan, frumos. pentru emisiune și pentru frumosul interviu, pentru de astăzi. vorbe. Vom, da. Eu vă mulțumesc că ați venit, pentru că, să spun, mereu spun lucrul acesta, întotdeauna, indiferent ce face gazda, poți face orice. Uh, invitatul este cel care asigură frumusețea unei emisiuni, din toate punctele de vedere. Invitatul și astăzi. Uh, ele o să spună, da, da, noi suntem realizatoare de misiuni, ceea ce și sunt, dar astăzi au fost invitate și mă bucur foarte mult că din când în când pot să le văd pe Adelina și pe Ioana și în această postură. Da, nu e foarte confortabil. O prefer pe cealaltă și, da, eu. și eu la fel. Înainte de a încheia vreau să-i mulțumesc și eu pe această cale, nu știu dacă ascultă, doamnei profesor Manuela Cernat pentru că m-a îndrumat așa în realizarea acestei cărți și tuturor celor care uh, au citit câte un fragment, care mi-au mai dat un sfat. O lista e foarte lungă, dar uh, vreau, n-aș fi reușit și dacă n-aș fi avut și de această dată susținere din partea unor oameni care au crezut așa în. Uh, în acest studiu, în această lucrare. Știi ce e mai am? Am și eu, am rog, și eu lista rog. mea, știi, ca la Oscar. Da, 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 mulțumesc? Academiei, bineînțeles. Da, da, dar asta promit că o fac sâmbătă la ora 18 la Gaudea. Okay. Atunci va fi și o listă extinsă. Asta a fost așa, o listă pe, pe scurt. Uh, încă un lucru comun. Bine, asta nu, ascultătorii cu siguranță nu o să spună că nu e important. Pentru mine este uh, culoarea. Deci în momentul în care văd aceste culori care sunt strig legate de uh, steagul scoțian, uh, exact cartea, asta de a albastră, Carte, da. Da, a, cartea de line și este albastră. da. și cartea de este albastră. Pe coperta 4 este un portret foarte frumos al de line, care mm. este de asemenea îmbrăcată în albastru. Deci, tu, Iată, s-a nimerit, dar când se nimerește se leagă, e perfect. Mii de mulțumiri, o zi superbă, pava!